Deci trăim într-un mediu care este foarte agresiv la adresa organismului. Radicalii liberi de oxigen se produc în cantitate foarte mare, organismul nu mai reușește să-i neutralizeze în totalitate. Și atunci trebuie să venim cu ceva în ajutorul organismului să neutralizeze acești radicali liberi și să combată stresul oxidativ. Este exact ce v-am spus, stresul oxidativ, acest dezechilibru între producția de radicali liberi și capacitatea organismului de a-i neutraliza. Care sunt consecințele? Se produce o deteriorare a celulelor și chiar mai jos la nivel biomolecular, proteine, lipide și chiar la nivelul ADN-ului apar aceste modificări care duc la apariția de boli cronice. Boli cronice, vorbim despre cancer, despre diabet, boli autoimune, care ar fi lupus, poliartrită reumatoidă, sclerodermie, scleroză multiplă, de asemenea, boli autoimune despre care am spus. Vorbim despre boli neurodegenerative, adică boala Alzheimer, boala Parkinson, sunt cele mai comune și cele mai cunoscute.